În adevăr, această cântare ne spune din nou că suntem pe pământ prin voia lui Dumnezeu, suntem parte din creația Lui, parte din recreația Lui ca oameni născuți din nou, care am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, și aceasta nu este doar un lucru de care să ne amintim o dată pe an cu prilejul unor sărbători tradiționale, ci aceasta trebuie să fie legea de viață a celui născut din Dumnezeu, născut prin Duhul lui Dumnezeu. Și așa cum Domnul și Mântuitorul nostru a spus în fața paharului: Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. Așa trebuie să spunem și noi atunci când mergem pe drumul acesta al vieții de credință, drum care uneori trece prin valea umbrei morții, trece prin suferință, trece prin încercare. Și atunci, sigur că trebuie să spunem: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Nu, omul credincios nu-și dorește să treacă prin suferință, dar înțelege că asta este voia lui Dumnezeu. Înțelege că așa a hotărât Dumnezeu, dacă în viața preaiubitului său El a găsit cu cale să-L desăvârșească prin suferință, cu atât mai mult în viața noastră. Textul pe care îl vom scoate și în seara aceasta din ceea ce cântam noi, din fântâna mântuirii, pe care trebuie să o deschidem acum și trebuie să scoatem din apa vie a acestei fântâni a mântuirii. Pentru cei care o venim de obicei duminica seara, ne oprim din nou la 1-a epistola Sfântului Petru. Vom reciti din capitolul 4, începând cu versetul 12, și vom lectura până la capitolul 4, versetul 7. Deci citim până la 5, versetul 7, scuzați. Deci 1 Petru, capitolul 4, începând cu versetul 12 până la 5 și versetul 7 inclusiv. Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă suntem batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă,
ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor meriți, smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Când citeam în după amiaza aceasta partea aceasta din cuvânt și mă gândeam așa ce aș putea spune ca o parte introductivă la acest pasaj citit, mi-a atras atenția un text din Faptele Apostolilor, capitolul 14, când apostolul Pavel se ridică în mod absolut miraculos după ce este lapidat, după ce este lovit cu pietre în Iconia, în Listra, pardon, el se ridică și apoi pleacă mai departe și se întoarce în același loc, în locul unde fusese lovit cu pietre și târât afară din cetate, și învăța pe credincioși că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Și apoi a mai făcut ceva, exact în succesiunea aceasta pe care o găsim chiar în paragraful citit. Apoi a trecut prin locurile pe unde a fost și a așezat prezbiteri. Pentru că, în adevăr, turma, în momentul în care trece pe un drum periculos, are nevoie de păstori care să fie în fruntea turmei. Și Petru este un păstor. Și Petru vorbește acestor creștini împrăștiați de nevoia, pe de o parte, de a recunoaște și de a primi suferința prigonirii, și de nevoia ca cei credincioși să fie împreună în această încercare alături de frați cu experiență, de păstori, de prezbiteri. Și în adevăr, când privești în istoria bisericii, găsești într-o formă sau alta, mai ales în istoria bisericii de în primele veacuri, această manifestare a împotrivirii și a prigonirii, și numărul mare de martiri din biserica primelor veacuri sunt înaintea noastră ca niște martori care au înțeles din partea lui Dumnezeu că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Și unii dintre ei au avut favoarea aceasta să fie martiri pentru el. Ce evanghelie autentică! Și ce ciudat și străin sună evanghelia în zilele uneori. Evanghelia din gura unora care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, care vestesc doar un Dumnezeu al harului, care vestesc doar un Dumnezeu al dragostei, care vestesc doar o evanghelie a bunăstării, care vestesc doar o evanghelie a unor recompense pământești. Sigur că da. Apostolul Petru va sublinia faptul că evanghelia înseamnă har. Nașterea din nou înseamnă har. Înseamnă dragostea lui Dumnezeu.
Dar Petru vine și spune aici, așa cum le spunea și Pavel credincioșilor de la Listra, că în împărăția lui Dumnezeu se trece prin necazuri și că inclusiv biserica, această casă a lui Dumnezeu, trebuie să cunoască pe un Dumnezeu care judecă. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Un lucru de maximă seriozitate. Și întotdeauna, în momentele în care cuptorul a fost încins și biserica a trecut prin cuptorul încins al persecuției, s-a întâmplat lucrul acesta. Biserica s-a purificat. Biserica a scăpat de toți cei strecurați pe furiși. Aceștia nu vor fi niciodată în stare să înțeleagă că pe pământ trebuie să treci prin cuptor. Aceștia care se strecoară între cei credincioși și gândesc că pot avea foloase de vreun fel sau altul, dar nu numai de natură pământească, aceștia nu vor accepta să intre în cuptor. Și mărturiile primelor veacuri au arătat. În momentul în care venea persecuția și în momentul în care judecătorul pământesc spunea, ia un pic de tămâie și pune doar un pic de tămâie și vei scăpa, altfel vei intra în plutonul celor care vor merge în arena de lei. Sau, cum a făcut la un moment dat un împărat, a împânzit o grădină cu ruguri pe care urma să îi așeze pe cei care nu voiau să ia câteva fire de tămâie și să ardă în cinstea unei zeități. Da, bun, e bine, îl păstrezi și pe Iisus al tău și poți merge mai departe cu Iisus al tău, dar jertfește puțin și altuia. Și atunci s-a întâmplat exact ceea ce Petru spune aici, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și cel neprihănit scapă greu. Asta nu înseamnă că se câștigă cu un preț omenesc mântuirea, ci faptul că, în adevăr, mântuirea s-a câștigat cu prețul, nu cu aur sau cu argint, cum spune apostolul în primele capitole, ci cu sângele scump al lui Hristos. Și cine cunoaște prețul, care nu poate fi evaluat în măsuri omenești, prețul mântuirii noastre, acela va putea să fie gata să spună, Doamne, sunt gata să intru în cuptor. Sunt gata să intru în cuptor. Și se face o judecată. Știu ce ai suferit tu, nu voi suferi niciodată cât ai suferit tu. Dar sunt gata. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Un Dumnezeu drept. Un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu în prezența căruia nu intri într-o stare în care să accepți compromisul de vreun fel sau altul în viață. Cel neprihănit scapă greu, pentru că greu a plătit Domnul Iisus și pentru că, în adevăr, și în prigoană e greu. E greu și în prigoană și e greu, așa cum au experimentat creștinii primilor veacuri, să ieși, să fii în mijlocul unei arene, în fața unor animale sălbatice înfometate. Se povestește în istoria bisericii că un păstor, un prezbiter, un bătrân, știți, erau alternanțe. Erau vremuri de prigoană, apoi vremuri de liniște. Și păstorul acesta a constatat că în vremuri de liniște apăreau probleme. Probleme de ordin intern,
Și păstorul acesta a avut curajul acesta să se roage Domnului ca Domnul să mai trimeată o prigonire. Și la scurt timp va veni prigonirea. Pentru că biserica, în momentul când nu mai este asaltată din exterior, începe în interior. Și Domnul a trimis. Și păstorul acesta va plăti cu viața. Dar va fi o mărturie. Și istoria consemnează mărturia lui, acestui episcop, păstor, prezbiter, care a înțeles, Doamne, e nevoie de judecata, o măsură de judecată specială peste casa ta, pentru că, iată, sunt probleme. Și cred că, într-un fel sau altul, experimentăm și noi ceva din această judecată care începe de la casa noastră. Și este greu. Și este foarte greu. Și trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, dar să rămânem în picioare. Să rămânem în picioare până când Domnul va hotărâ el. Se aud îndemnul de felul acesta. Dați un pas înapoi. Ca și când noi am hotărât un pas înainte. Nu. Am luat ca din mâna Domnului. Și orice păstor, și vom vedea, poate mai puțin în seara aceasta, vom vedea că lucrarea de păstorire nu este o lucrare așa pe care o iei de apucat. Este o lucrare pe care ți-o dă Domnul. Și ți-o ia Domnul, dacă El consideră la un moment dat, să te scoată din această lucrare. Dar păstorul nu se retrage singur, decât în momentul în care abandonează. Și poate fi înaintea stăpânului, păstorului celui mare, ca un dezertor. De aceea ne dorim din toată inima să putem înțelege exact parametrii, situația încercărilor prin care, iată, ne trece și pe noi Domnul. Și să rămânem în această atitudine de smerenie, gata să plătim orice preț va hotărâ El. Gata să rămânem în picioare, gata să ne ridicăm, cum s-a ridicat și apostolul Pavel, a fost bătut cu pietre, a fost târât ca un trup mort afară din cetate. Și au zis, gata, am terminat cu el. Dar nu hotărâse Domnul să termine cu el. Oamenii au crezut că au terminat cu el. Au avut suficiente pietre cu care să-l lovească și gata, am terminat cu el. Nu. Nu oamenii hotărăsc când se încheie slujba unui păstor. Dumnezeu hotărăște. Și Dumnezeu l-a ridicat. L-a înconjurat ucenicii și Pavel se ridică. Și își continuă slujba. Și slujba va fi binecuvântată. Era abia la începutul celei de-a doua călătorii misionare. Și va continua și va mai avea suficient de mers în a doua călătorie misionară. Și va continua și cu a treia călătorie misionară. Și va continua și cu a patra călătorie la Roma în lanțuri. Și știm din contextul Faptele Apostolilor ce a însemnat slujba de mărturie al unui om care în 2 Timotei va ajunge, mi-am sfârșit alergarea. Sunt aproape. Și Domnul îi spunea, Pavele, curând, curând am să te iau la mine. În Filipeni el spunea, zice, aș vrea să mă mut și să fiu cu Domnul, căci ar fi cu mult mai bine. Dar zice, dacă Domnul hotărăște că mai are nevoie de mine aici pe pământ, zice, mai rămân pe pământ. Iată de ce o slujbă pe care o primim din partea Domnului, El este Cel care ne-o dă și El este Cel care ne scoate din slujbă. Și Domnul să ajute pe orice slujitor. Ca indiferent de conjunctura exterioară, să rămână în picioare, potrivit nu cu voia
altora, ci doar cu voia celui care l-a angajat la această slujbă. El este stăpânul, el este mântuitorul, el este Domnul și este același. Și pe vremea apostolilor și în vremea aceasta a zilelor din urmă ale bisericii, Domnul să ne ajute să rămânem în picioare cu o mărturie clară, cu un mesaj al Evangheliei echilibrat, întreg, în care vorbim despre Dumnezeul dragostei, dar și despre Dumnezeul dreptății și al judecății. Vorbim despre darul lui Dumnezeu și viața pe care o primim din mâna Domnului Iisus Hristos, dar vorbim în egală măsură și spunem celor păcătoși ce se întâmplă dacă resping darul lui Dumnezeu. Vorbim despre judecata lui Dumnezeu care începe de la casa lui Dumnezeu, pentru că El este un Dumnezeu sfânt. Nu se poate să te joci cu păcatul. Și cine a gândit că se poate apropia de Dumnezeu ca în apropierea lui Dumnezeu să facă ce îi place lui, este mare înșelătorie. Judecata începe de la casa Domnului. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel păcătos? Și prindem prilejul în încheierea unei introduceri pe care am lungit-o cam mult, prindem prilejul acesta să spunem: nu vă jucați cu Evanghelia, nu vă jucați cu mântuirea. Poate ai venit de mai multe ori, poate n-ai venit de multe ori. Judecata pornește de la casa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să ne judece aici pe pământ ca să nu fim judecați odată cu lumea. Va mai fi o altă judecată și Dumnezeu nu vrea să ajungem la judecata. Va fi o judecată a tuturor celor care resping darul Evangheliei, darul vieții veșnice, acum. Și aceștia vor fi judecați. Dumnezeu vrea să ne judece acum, aici, să scăpăm cu greu, să scăpăm prin cuptor, dar să scăpăm și să știm că avem un loc pregătit la El. Așa încât, încă o dată, să nu gândim ușuratic apropierea de Dumnezeu, să nu transformăm în desfrânare harul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Atunci când El este respins în ceea ce oferă în harul Lui, ai de-a face cu un Dumnezeu care mistuie, care consumă, un foc mistuitor. Domnul să ne ajute să înțelegem harul Evangheliei și să-L primim acum, cu pocăință și credință. El să ne binecuvânte și să ne dea har să folosim în continuare timpul pentru folosul nostru și pentru slava Lui.